emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția și dorința de a veni în fața dumneavoastră pentru a-și prezenta oferta electorală pe care o au pentru următorii 4 ani, dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi poposim puțin în municipiul Hunedoara, iar invitații mei de astăzi sunt doamna dr. Bianca Farcaș, candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier local al municipiului Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră! Domnul Radu Budaie, candidat PSD pentru funcția de consilier local al municipiului Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Și domnul dr. Cătălin Vasiu, de asemenea candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier local al municipiului Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bună ziua! Astăzi ne canalizăm puțin mai mult atenția asupra actului medical, asupra investițiilor în sănătate, pentru că avem aici echipa, și cred că nu greșesc când spun echipă, echipa Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din municipiul Hunedoara. Este o perioadă destul de complicată, din foarte multe puncte de vedere putem spune acest lucru, dar sănătatea nu trebuie, de fapt, neglijată, indiferent că vorbim de campanie electorale, de alegeri sau de orice altă perioadă a anului. Domnule Budaie, ați reușit în ultimii ani să schimbați înfățișarea spitalului. Sunteți mulțumit de ceea ce ați reușit să faceți în acest mandat al dumneavoastră? Pentru că suntem acum în această perioadă cumva la ora bilanțului, dar și a viziunii pe care o aveți pentru perioada următoare. Bună ziua încă o dată. Aș vrea puțin să sintetizez. Da, suntem trei candidați de pe listele Partidului Social Democrat din echipa primarului Dan Bobăuțanu, care cumva avem tangență cu sănătatea în municipiul Hunedoara, cu Spitalul Municipal Hunedoara. Eu conduc de aproape 8 ani de zile Spitalul Municipal. Doamna dr. Bianca Fărcaș este președinta Consiliului de Administrație a Spitalului din aceeași perioadă, face 8 ani de zile, cred că și dânsa, iar domnul dr. Cătălin Vasiu conduce cea mai grea secție a Spitalului Municipal și o conduce cu brio din timpul pandemiei, secția de terapie intensivă, din punctul meu de vedere, un șef de secție model și o secție exemplar condusă. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, da, sunt mulțumit de ce am realizat în anii care au trecut, din punct de vedere al infrastructurii, al dotărilor, al personalului atras în Spitalul Municipal Hunedoara, și nu vreau să plictisesc cu vorbe foarte multe, o să fiu foarte, foarte sintetic. Sunt mulțumit și o să iau într-o ordine cronologică, sper să nu uit ceva major. Sunt foarte mulțumit că am adus dializa la Hunedoara după ani de zile în care pacienții făceau la DEVA dializă. Sunt foarte mulțumit că am adus 2 computere tomografe cu ajutorul primăriei Hunedoara în Spitalul Municipal. Sunt foarte mulțumit că am adus un aparat RMN de ultimă generație cu ajutorul primăriei Hunedoara, Consiliul Județean și Ministerului Sănătății. Sunt foarte mulțumit că am reabilitat secția de terapie intensivă și am dus-o la standarde occidentale prin alocare, la insistențele primăriei Hunedoara, prin alocare directă la Ministerul Sănătății. Mi-amintesc și acum, au fost 3 milioane de lei pe care i-am primit. Am făcut secția de terapie intensivă pe 2 niveluri și ne-a prins pandemia cu o secție de terapie intensivă reabilitată și a fost unul dintre secretele noastre că am făcut performanță, nu trebuie să ne ferim de cuvinte, în timpul pandemiei. Sunt mulțumit că am reabilitat și dotat ambulatoriul de specialitate care arată la standard de an 2024. Sunt lucrurile punctuale, majore, de care sunt mulțumit și sunt foarte mulțumit de medicii pe care am reușit să-i aduc în toți acești ani, medici tineri și nu doar tineri, că am atras și medici primari și medici specialiști care au ales spitalul nostru, pe care am reușit să-i aduc în echipa medicală a spitalului nostru. Sunt nemulțumit și am o nemulțumire majoră, fiindcă nu am reușit
să construiesc noua urgență pe care o promitem și am promis-o și este prioritatea noastră pentru mandatul viitor, noua clădire a unității de primiri urgențe, fiindcă oricât de mult am, nu știu, am zugrăvit-o, am spațiu tot inexistent este, presiunea pe urgență tot la fel va fi și soluția este o clădire nouă pe care noi am gândit-o împreună cu echipa din primăria Hunedoara, cu primarul municipiului Hunedoara, cu domnul Dan Bogouțanu și proiectul tehnic este aproape finalizat. Probabil la începutul lunii iunie va fi votat în Consiliul Local, deja am primit mare parte din el, mai avem doar niște detalii care trebuie să le primim de la proiectant și o să-l trecem prin Consiliul Local. Avem promisiune de finanțare directă de la Ministerul Sănătății, iar dacă nu ne iese, o să mergem pe programul de sănătate. Oricum, proiectul este deja și vom merge cu un proiect matur, adică trecut prin Consiliul Local. Cum este și firesc de altfel să se întâmple și... Am vrut să nu mă întind foarte mult, dar am vrut să punctez lucrurile de care sunt mulțumit și lucruri de care sunt nemulțumit. Dar care se regăsește? Iată aici, pentru că ne-ați adus un pliant al domnului Dan Bobuțanu, actualmente primarul municipiului Hunedoara și candidat al PSD pentru funcția de primar și se regăsește aici în proiectele de viitor, să spunem așa, pentru următorii 4 ani, aceea de extindere a acestei urgențe, UPU, cum da, este ea numită și cunoscută visul, de altfel. Este visul nostru, al meu, al domnului primar, de a unul din visele în domeniul sănătății. Să știți că foarte multe le-am împlinit anii aceștia, dar ăsta este visul principal, să-i spun așa, de a face o unitate de primiri urgențe, cel puțin la nivelul ambulatoriului pe care tocmai l-am terminat. Doamna doctor, unii vor spune că activitatea pe care o aveți și îi spunea puțin mai devreme și domnul Budaie că sunteți angrenat așa în foarte multe activități în ceea ce privește Spitalul Municipal din Hunedoara. De ce vă doriți să candidați pentru această funcție de consilier local? Considerați că veți putea face mai multe poate pentru acest oraș din această postură? Trebuie să spun că în urmă cu 8 ani am realizat noi ca și membrii PSD, Organizației Municipale Hunedoara, că orice schimbare nu vine de la sine. Schimbarea are la bază oameni hotărâți și dedicați și încă de atunci noi am format o echipă foarte bine închegată, echipă care în momentul actual a crescut atât ca și număr cât și ca și valoare. Și în momentul actual venim în fața alegătorilor cu o echipă foarte bună atât din punct de vedere profesional, moral. Suntem niște oameni serioși, muncitori, oameni din domenii de activitate foarte diferite, începând de la economiști, juriști, medici, profesori, ingineri, deci avem toate categoriile de profesii, de oameni care și-au demonstrat expertiza profesională de-a lungul timpului. Acum vreau să-l completez pe domnul manager că această performanță a Spitalului Municipal Alexandru Simionescu Hunedoara, atât din punct de vedere al activității medicale, cât și ca și dotare, nu s-ar fi putut realiza dacă nu am fi avut sprijinul Unității Administrative Teritoriale și anume Primăria Hunedoara și aici în mod special a domnului primar Dan Bobouțanu, pentru că trebuie să vă spun, domnul primar a fost întotdeauna deschis și a susținut tot timpul atât activitatea medicală cât și partea de desfășurare a activității, partea de dotare, începând, să spunem, de la partea de dotare, cum a fost de reabilitare, în tot ce înseamnă activitate medicală desfășurată de la infirmieri, îngrijitori, brancardieri, asistente medicale, medici, și ajungem în momentul actual în care Spitalul Municipal deservește o populație destul de mare, deci pe lângă cea a municipiului Hunedoara, cât și a localităților limitrofe. Acum există un aspect vis-a-vis de o chestiune generală și anume a crescut, este științific demonstrat că a crescut durata de viață a populației și în momentul actual avem persoane în vârstă și sau longevive cu o adresabilitate foarte complexă vis-a-vis de serviciile medicale ale Spitalului Municipal. S-au dezvoltat în acest sens nu numai secțiile clasice, să spunem așa, ci și secțiile ce țin de partea de cronici, de îngrijiri paliative, de recuperare neurologică. Pot să spun că suntem cam singurii din județ care avem așa ceva.
Și în altă ordine de idei, să spunem așa cu ghilimelele de rigoare, o unitate extraspitalicească unde își desfășoară activitatea un personal dedicat. Este vorba de unitatea de asistență medico-socială. Este singura din județ pe lângă primăria municipiului, unde am început în 2006 cu un număr de 20 de beneficiari. Am ajuns în 2022 cu sprijinul domnului primar la 70 și în momentul actual avem 120 de beneficiari. Deci am dezvoltat, s-a crescut nivelul de activitate, serviciile oferite beneficiarilor și toate acestea nu ar fi putut fi posibile dacă nu am fi avut această echipă la care pot să spun că locomotiva principală este domnul primar Dan Bobăuțanu. Vă rog, domnule Budaie. Da, vreau să o completez pe colega mea. Să știți că organizația municipală PSD Hunedoara este o organizație, aș putea să spun, atipică. Practic suntem mai înainte de orice, suntem prieteni unul cu altul. Suntem echipa formată în jurul primarului nostru, a domnului Dan Bobăuțanu, și să știți că suntem o echipă de oameni serioși și cred că lucrul ăsta s-a văzut. Oameni serioși care avem un numitor comun. Mândria și patriotismul local, și cred că s-a văzut, de a face ceva în sănătate, în sport, în educație, în turism. Ați văzut premiile pe care le-a luat Hunedoara în săptămâna care tocmai a trecut, Cupa României la fotbal și destinația turistică anului pentru Castelul Corvinilor. Să știți că ăsta este numitorul comun al tuturor celor care îl înconjoară pe primarul nostru. Mândria și dorința de a face ceva pentru Hunedoara. Sunt lucruri care până la urmă unesc o comunitate, indiferent de dorințele sau ce culoarea politică a oricăruia dintre cei aflați în această ecuație. Cultura, sportul, sănătatea până la urmă unesc și trebuie punctate atunci când este momentul oportun să se întâmple acest lucru. Domnule doctor, spunea puțin mai devreme domnul Budaie, dumneavoastră coordonați una dintre cele mai, sau poate chiar cea mai dificilă secție din cadrul acestui spital. Cât de importante sunt investițiile? Pentru că sunteți medici specialiști, sunteți oameni care au un cuvânt și au avut un cuvânt greu de spus în medicină, dar fără investiții, cât de ușor v-ar fi sau cât de ușoară v-ar fi sarcina? În primul rând vreau să mulțumesc domnului manager pentru aprecierile făcute la adresa mea și implicit la adresa colegilor mei. Investițiile sunt foarte importante, sunt vitale în sănătate, pentru că medicina nu se mai poate desfășura fără investiții în aparatură, fără investiții în modernizare în ceea ce privește dotarea spitalelor, cu tot ce înseamnă, device-uri medicale. Și mai mult decât atâta, dar cea mai importantă investiție este în resursa umană. La Hunedoara se regăsesc foarte mulți colegi tineri sau, să spun așa, s-au inaugurat specialități care n-au fost până în momentul de față la Hunedoara și vă dau două exemple concrete. Avem un compartiment de ortopedie și traumatologie pediatrică și un compartiment de chirurgie vasculară. Este un pas imens pentru spitalul nostru pentru că ne oferă posibilitatea unor consulturi interdisciplinare extinse, dar să revin la partea de investiții, ne aflăm, cum să putem spune așa, că calitatea actului medical se apropie și vă spun fără lipsă de modestie de activitate medicală din centre universitare. Din punct de vedere anestezie și terapie intensivă, partea de anestezie se face la nivelul anilor 2024, partea de terapie intensivă este acolo unde trebuie să fie. Avem performanțe, performanța noastră se traduce prin bunăstarea pacientului, prin sănătatea lui, prin rezolvarea cazurilor. Și evident, în centru acestui tablou stă omul, stă pacientul, stă cetățeanul municipiului Hunedoara. Vin să fac o specificație, ca și o completare, s-a insistat foarte mult pe echipe. Dar în spatele muncii acestor echipe se află un om, se află primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobăuțanu,
care din punctul meu de vedere este cel mai mare din specialist în administrație publică pe care județul nostru are, este o personalitate de convergură foarte mare din acest punct de vedere, recunoscută pe plan național, ca dovadă fiind și performanțele dânsului în ceea ce privește cea mai recent activitatea sportivă, clubul Corvinu, de la o idee s-a ajuns la un fenomen. Premiul întâi pentru Castelul Corvinu în gala de excelență ca și destinație culturală istorică a anului. În spatele tuturor se află un om, se află un vizionar. Eu aici vreau să fac o completare. O să dau din casă, cum se spune. Sper să nu din se supere. Din casă și de acasă, și nu de acasă. Cum scrie și pe tricoul dumneavoastră. Da. Sper să nu se supere domnul primar pe mine. Acum ceva vreme, cred că jumătate de an, domnul primar a avut o intervenție chirurgicală și să subliniez că încrederea dânsului în spitalul nostru nu este doar vorbe, a venit, a făcut intervenție la Hunedoara, a stat pe terapie intensivă la Hunedoara. Domnul doctor Cătălin Vasiu a fost cel care s-a ocupat de primarul nostru. Asta a avut o misiune destul asta, de complicată, asta nu? Înseamnă, și dat, știți că e moda printre politicieni, printre unii politicieni să se opereze, ba la AKH, ba în Turcia, ba pe nu știu unde. Primarul nostru este un om normal și un om care are încredere în valorile hunedorene. Ca dovadă s-a operat în spitalul nostru și a avut intervenție acolo. Tot a decurs perfect. Cred că nici la Viena sau nici în Turcia nu se putea mai bine. Cine știe, poate la un moment dat se va întâmpla invers. Vor veni cei de acolo aici la Hunedoara. Vă rog. Există și această posibilitate, dar vin să fac o mențiune la ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Sunt foarte mulți pacienți din județele limitrofe care vin la Hunedoara și efectuează intervenții chirurgicale la Hunedoara. Și asta cred că spune multe despre... Asta spune foarte multe. Despre spitalul nostru, despre investițiile care s-au făcut acolo, despre resursa umană care există și despre modul cum decurge activitatea în cadrul spitalului. Sau urmează, de fapt, 4 ani, probabil destul de complicați din foarte multe puncte de vedere. Aveți aici în această broșură pe care ne-ați adus-o o listă foarte lungă, să spunem, și cu proiecte pe care vi le propuneți dumneavoastră, echipa domnului Dan Bubuțanu, pe care și-a conturat-o în această perioadă și cred că de două mandate, nu? De două mandate, da. Haideți să trecem puțin în revistă. Care ar fi prioritățile sau la ce nivel ar trebui să ajungă municipiul Hunedoara în continuare? O să vorbesc eu, dar o să ating cele mai importante sau ce consider eu că e cel mai important din ce ne propunem noi, domnul primar și noi pentru următorii 4 ani. În primul și în primul rând, sau perla coroanei, se spune așa, este noul stadion de la Hunedoara pe care toată lumea și-l dorește. Se va realiza? Sunt convins că se va realiza. Am fost în multe contexte mergând la minister la București, eu la Ministerul Sănătății și domnul primar că în finanțare la Compania Națională de Investiții sau la Ministerul Dezvoltării și am fost martor la anumite discuții. Da, este cu certitudine se va realiza noul stadion la Hunedoara. Este și o sumă destul de mare pe care Guvernul României prin Compania Națională de Investiții o va aloca Hunedoarei. Este, așa cum vă spuneam, este perla coroanei și cred că toți hunedorenii și-o doresc. Nu doar cei care iubesc fotbalul și acum cu emulația care s-a creat în jurul echipei de fotbal Corvinu Hunedoara. Sunt mulți, dar sunt și tineri care își doresc să vadă un concert frumos la Hunedoara. Stadionul poate fi gazdă pentru mult mai multe activități decât fotbalul prin echipa de fotbal Corvinu. Apoi ne propunem să facem noua piață, piața Obor. Este un proiect iarăși destul de costisitor pe care avem ambiția noi ca și echipă și primarul nostru să o facem în următorii 4 ani. Grădina urbană Corvinia, lângă, în apropierea castelului, iarăși este un proiect foarte ambițios din punct de vedere al turismului de data aceasta pentru orașul nostru. Și alături de cele 3 proiecte majore, mai sunt și altele. Noua capelă, parcul
Parcul Corvin, care va fi reabilitat păstrând proporția. Știți că acum există o reglementare în care nu poți să intervii asupra parcurilor dacă vrei să obții o anumită finanțare decât 10%, restul să rămână din construcția, să fie din materiale naturale, să le spun așa, adică lemn, mai piatră, cât mai prietenoase cu mediul. Parcul Corvin este parcul central al orașului și sunt convins că după reabilitarea care va fi unul dintre punctele de atracție pentru plimbări, pentru petrecerea timpului în aer liber. Alături de unitatea de primiri urgențe, pe care aminteam, pe domeniul nostru de activitate, cam astea sunt proiectele majore. Bineînțeles, deja este o listă, inclusiv în broșura noastră, pe care foarte mulți sumledoreni au primit-o. Sunt 37 de străzi care vor fi asfaltate, dacă discutăm de infrastructura rutieră, și aici nu vorbim de proiecte, că ne gândim că le vom asfalta. Nu, străzile acestea au deja finanțare, se vor semna contracte de investiții pentru încă 37 de străzi din municipiul Hunedoara și multe, multe altele. Sunt proiecte, unele foarte ambițioase, dacă ne referim aici la stadion, chiar și la UPU. Sunt provocări, să spunem, destul de mari, dar e bine că ați subliniat acest lucru, că există finanțare pentru mare parte dintre proiectele pe care vi le-ați propus împreună cu domnul Dan Bobovuțanu să le realizați pentru hunedoreni, pentru Hunedoara, acasă la Hunedoara, cum vă place dumneavoastră să spuneți. Să știți că este o sintagmă care în spatele ei aduce multă mândrie și patriotism local. Dar și multă muncă și seriozitate. Contează oamenii care se adună așa în jurul unui lider? Întotdeauna. Contează și oamenii și contează și liderul. Să știți că oamenii, dacă simt că persoana respectivă nu este lider, nu-l urmează. Nu am spus întâmplător că domnul primar a fost și este locomotiva echipei PSD Hunedoara, pentru că în jurul lui s-a format o echipă de o anumită valoare, o valoare destul de crescută, și aici lucrurile vin de la sine. Adică în momentul în care tu poți să fii mândru de ceea ce ai realizat, îți dă și încrederea că poți face mai mult și mai bine pentru comunitatea ta. Și sunt convinsă că sunt mulți hunedoreni care se întreabă ce se mai poate face mai mult în municipiul Hunedoara, unde va ajunge municipiul Hunedoara peste 20 de ani. Să știți că în perioada zilelor trecute am făcut campanie, cum face orice partid politic responsabil și o organizație care își respectă alegătorii. Știți, probabil și dumneavoastră, multă lume ne spunea, dar de ce mai faceți campanie? Că stați bine în sondaje? Nu, noi facem campanie din respect pentru alegători, de a vorbi pe stradă cu alegătorii. Toți trei care suntem aici, am făcut campanie door to door, am vorbit pe stradă cu oamenii, și revenind la întrebarea dumneavoastră, evident că mai sunt lucruri de făcut. N-a spus nimeni niciodată că nu mai e nimic de făcut în Hunedoara. Întâlneam zilele trecute o doamnă trecută de prima tinerețe care îmi spunea: o să-l votez pe domnul primar cu tot dragul, pentru tot ce a făcut în oraș, dar strada mea încă nu este asfaltată. Este o străduță mică undeva în proximitatea castelului, nu este asfaltată fiindcă acolo încă n-a ajuns rețeaua de apă. I-am explicat, oricum doamna era hotărâtă să-l voteze pe domnul primar, doar avea așa o ușoară, să-i spun, nemulțumire. De înțeles, până la urmă, strada dânsă fiind neasfaltată. Motivația este cea pe care v-am spus. Deci lucruri mai sunt de făcut în Hunedoara, dar din punctul meu de vedere este importantă tendința ultimilor 8 ani, adică lucrurile se vede, se mișcă într-un ritm accelerat, sunt lucruri care se văd. Tendința este foarte importantă. Ați mers din ușă în ușă, cum spuneați, pentru a lua contact cu oamenii. De cele mai multe ori, dumneavoastră, în calitate de medici, luați contact cu oamenii într-un alt mod, în situații nu foarte fericite, să spunem. Care este pulsul străzii, să spunem, domnule doctor? Pot să vă dau un exemplu. Am fost întâmpinat de o doamnă, o vârstă onorabilă, și mi-a spus așa: deci, domnul doctor, eu nu am mai fost la vot de 10 ani de zile pentru că m-au dezamăgit foarte mult. Dar promit că de data aceasta o să merg la vot. Pentru că domnul primar Dan Bobovuțanu a demonstrat că se poate și la noi, la Hunedoara. Și vă spun că
am fost emoționat de vorbele dânsei și vorbe frumoase aduse la adresa domnului primar, dar cel mai mult am fost impresionat de faptul că a reușit să prin ceea ce a făcut dânsul, prin realizările dânsului, să determine populația orașului chiar să-l îndrăgească și să-l iubească. Și mai mult decât atât, să-l respecte. Ce vreau să vă spun? Acum că domnul manager aici de față, eu n-am vrut să fac această dezvăluire. Într-adevăr, primarul orașului Hunedoara a ales să se trateze la Hunedoara. Este adevărat. Și aici fac o mică paranteză de pe patul de spital. Când ești internat în spital, evident că locul ți este într-un pat. Mi-am și reproșat într-un fel lucrul acesta. Aveam oarecare neliniște. Era cu telefonul în mână, suna în stânga, în dreapta, să verifice stadiile lucrărilor. Această determinare, această implicare și mai mult decât atâta, am sesizat altceva. O iubire și un atașament față de Hunedoara și față de locuitorii Hunedoarei, cum puțini primari îl manifestă în orașele pe care le conduc. Ca medici știm că de cele mai multe ori vi se cere să fiți empatici și este firesc acest lucru. Este nevoie de empatie și în administrația locală, doamna doctor? Da, este nevoie. Ca în orice alt domeniu este nevoie de empatie. Pentru că nu este vorba doar despre proiectele mari. Da. Acum noi în campanie, în această campanie Door to Door, ni s-au sesizat și anumite aspecte mai micuțe, este foarte adevărat, și care au o rezolvare destul de rapidă ca și timp, dar pe care la un moment dat nu le poți cuprinde pe toate. Și atunci este foarte binevenit acest lucru în momentul în care tu poți să aduci un plus comunității prin ceea ce le lipsește oamenilor. Și aici este chiar vorba despre empatie. Chiar dacă noi în momentul actual nu facem parte din administrația locală, dar prin candidatura noastră sperăm că votul hunedorenilor ne va duce acolo unde trebuie. Sigur, vom face treabă și vom lucra și cu empatie. Odată formați cu această empatie, nu poți să o lași deoparte niciodată. Și nu trebuie, de fapt, lăsată la o parte această relație, până la urmă, pe care administrația o are cu cetățeanul. Foarte mult se plâng de acest lucru în anumite zone din județul Hunedoara. Tocmai de aceea v-am și întrebat cât de importantă este această relație și empatia față de cetățeni, pentru că problemele lor sunt variate, problemele lor sunt numeroase și... La fel ca și la spital, problema lui este cea mai importantă, cea mai gravă și trebuie soluționată rapid, dacă se poate. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și sunt convinsă că și cei care ne urmăresc își doresc să afle poate mai multe lucruri despre viziunea pe care o aveți. Eu revin la ideea mea anterioară. Unde sau cum vedeți dumneavoastră că va fi Hunedoara peste 20 de ani? Care este țelul, să spunem, a acestei echipe conturate în jurul domnului Dan Bobăuțanu? Eu revin la ce vă spuneam și mai înainte și o să dezvolt de data aceasta la sintagma mândrie și patriotism local. Toată viața mea, sunt hunedorean gen pe jet, toată viața mea am trăit în municipiul Hunedoara, mai puțin cei 4 ani de studenție pe care am făcut și am trăit la Cluj. Și am văzut toate etapele orașului, începând de la decăderea după colapsul marilor unități siderurgice din anii 90 sau de după anii 90, la orașul gri și cenușiu din anii care au venit, și am ajuns la perioada actuală în care este, noi ca hunedoreni, este mare lucru și mare mândrie să vedem oameni plimbându-se, venind din tot județul, să se plimbe pe pietonala Corvin, să vedem echipa de fotbal unde este, să vedem Castelul Corvinilor pus în valoare, ajungând de la 20.000 de turiști la peste jumătate de milion de turiști, să vedem un spital municipal, să nu uităm, noi de multe ori foarte performant la nivelul de spital municipal, noi de multe ori din punctul de vedere al spitalului și noi în interior uităm. De multe ori medicii mă mai trag de mâne că, domnul manager, suntem municipal, nu suntem nicio clinică, nu suntem nici Institutul Fundeni și nici clinica AKH de la Viena, dar noi în nebunia noastră frumoasă uităm de multe ori.
Da, eu văd Hunedoara pe un traseu foarte, foarte frumos. Să știți că mari coloși industriali, și cred că toată lumea este de acord, nu o să mai fie mari coloși, marile unități siderurgice, energofage, nu o să mai fie viabile în viitor. Dar eu văd Hunedoara cu actuala administrație în viitor un oraș cochet, un oraș turistic, un oraș cu o calitate a vieții foarte ridicată, cu școli bune reabilitate, cu cultură, am uitat de Casa de Cultură reabilitată, care este mai frumoasă ca Ateneu, cum spun foarte mulți, foarte mulți artiști care vin să cânte sau să cu spectacole de teatru. Exact, la Hunedoara văd un oraș cu un spital bun în spate, în final văd un oraș cu o calitate a vieții crescută. În final de emisiune o să vă rog să le transmiteți hunedorenilor un mesaj, pentru că 9 iunie înseamnă alegeri. Vă rog, doamna doctor. Cred cu tărie că votul este primul act de a construi un oraș, o comunitate. Este important să luptăm pentru valorile noastre, este important să alegeți stabilitatea, este important să alegeți faptele, nu vorbele. O să-mi îndrept atenția către dumneavoastră, domnule doctor. Eu invit hunedorenii la cabinele de vot în data de 9 iunie să voteze cu încredere pe domnul primar Dan Boboțanu și echipa de consiliere a Partidului Social Democrat, pentru că este singura opțiune spre modernizarea orașului, spre un oraș prosper care să ofere bunăstare și siguranță cetățenilor lui. Domnule Budaie, pe scurt. Cred că suntem, începând de la primarul nostru și toți cei din echipa dânsului, cred că suntem echipa și oamenii care au făcut, care au spus și au făcut. Și nu o să mai repet toate promisiunile pe care de-a lungul anilor le-am făcut, că au fost din domeniul medical, că au fost din domeniul infrastructurii, că au fost din domeniul cultural, al școlilor, al infrastructurii urbane. Am promis, am făcut. Cred că suntem oamenii faptelor, cred că domnul primar este omul faptelor și da, rugămintea mea și sfatul meu este să-l voteze. Hunedoara chiar are nevoie de Dan Boboțan. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc în continuare. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!